Iar Sobret, deci bună ziua la toți. Așa cred că era. Nu? A, da, gata, am găsit. Uitați, dar eu trebuie să mă ascund aici. Uitați, dar ce se va întâmpla. Ăsta a eliminat tot peretele. Foarte tare. Cred că mi-a luat vreo câteva ore să aflu chestia asta. Prima oară. Bă. La save to map. Bă. 90% de doar. Bine, pot să iau acum pe toți. Da, unul e tâmpit și nu vine. Pe mine de ce aici mă cheamă Gordon Freeman. Nu știu de ce mi-au pus tâmpitul ăsta de nume. Dacă îl lăs după un perete, adică merg prea rapid. El gata, nu mai... practic, nu se mai socoate apăsatul pe ea. Pentru că el nu mă mai vede și... nu mai crede că sunt. Că îl mai salvez. Sau ceva de genul ăsta. Ah, eu merg acum cu spatele. Nu trebuia să mă duc unde... A, dar trebuie să ajung până acolo. E loc și nu va deschide o ușă. Foarte ușor este jocul dacă l-ai mai trecut odată. Ar da câte o slăvidor meu. Mere, bă. Bă, m-am întors. Îmi vine acum să-l ucid. Dar hai bă, că mai trebuie să pești încă o dată. Că am plecat de acolo. Apasă! Ah, la bine, bă. În sfârșit. Acum pot să apese și tâmpitul ăsta. Da, îmi deblochează acum. Am plecat. Am trecut. A, bă. Bazuca, aici dau de bazuca. Ai, uitați-vă cum se face. Așa se face. După locul ăsta salvez. Bărbă. Bă, băieți, uitați-vă puțin de complicat este. Deci, unde este elicopterul ăla? De rahat. Din prima! Prima oară, e de fapt a doua oară, îl meresc în prima. Foarte tare. A, da, aici, jos este un rechin. Da, e căcat. Faza. Trebuie să mă duc până jos. După cum de știu eu că este un rechin, am trecut pe lângă el. Nu mă mănânci, rechinașule. A, bă.
Ce face chestia asta, mă, tata? Băi, deci, cred că trebuie să scot tot apa de aici. Aici este un alt rechin, așa e. A, nu. Ați văzut și voi că era chiar pe deasupra mea. 6 gloanțe. E bine, cred că îmi iau sniper. Nu, îmi iau arma asta. Nu, shotgun-ul. Aha, se mă întreb cu shotgun-ul. Glumesc. Nu știu, bă, dacă ești lamentare. Încă unul. De obicei, terminam toate gloanțele. Două save. Apropo, dacă țineți mai mult de nu știu cât timp, a, da, aici, deci trebuie să trec de... E terminat, nu? Da. Cei care știu mai bine engleză decât mine, să... Minas. Da, aici e terenul minat. Minas. Un teren minat. Ce mă sperie. Fugi. Oare am făcut ceva daune? Nu știu. Să vă zic, dar chiar idee n-am chestia asta. Acum, caut eu cum fac, cum să ies. De ce? Am uitat ce trebuie să fac. Încă sunt într-o parte destul de avansată, într-adevăr. O să fiu acuși în altă lume. V-am mai zis. După ce trec, cred că de bucata asta, ajung la laboratorul ăla. În care vând în altă lume să elimin tot. Dar ei nu știu că, până la urmă, urmă dau de prietenașul care mi-a sponsorizat proiectul. Bărăbă. Bine, deci am dat de o bază. În loc să mă duc în partea aia, m-am dus la o bază. E bine totuși că... Căcat. Am ceva care... Da. Cum să n-am? Ținta perfect. What the fuck? Dar ce am aș putea să dau drumul aici? Sau nu, cred că mai țin cu intrare pe aici, nu? Da. Cum și bănuiam. O stare, e foarte tare. Nu mai elimina aia că... Bă... A, da. 5 gândaci, i-am câștigat. Încă de mult, cred că, nu prea știu. Încă o dată. Ați văzut? Să nu aveți niciodată încredere de la fratul, bă, bărăbă, bărăia, bă. După cum vă aduceți aminte și voi, câtă chinuială am mai transmis cu asta. What? Da, bă! Nerușinatule, marș în pământ! Ah, bărăbă! Bă, iarăși am startat chestia aia. Aici e terminat, nu? Da. Aici mă duc la tâmpitul ăla. Nu-mi place locul. A, da! Bă, cât de tâmpit, bă, bă. Tot un bluiță salvez. Tot cât de...